Răspunsul la întrebarea, eu când aud de la altul și mai ales bărbat că face binecuvântare fără să mă întreabă dacă doresc să primesc, automat mă duce cu gândul la popa din biserică, care se interpune între Dumnezeu și om, ca și cum omul nu poate accesa singur. Ce te determină pe tine să mă binecuvântezi? Este ceva în neregulă cu mine? Mulțumesc cu recunoștință pentru această întrebare. Binecuvântare este un act de lumină, de iubire direct de la sursă, de la Dumnezeu, care vine din inimă și când binecuvântezi, vibrația binecuvântării este peste 650 și o afectez în primul rând pozitiv tu pe tine și apoi peste 50 de milioane de oameni în jurul tău, pur și simplu din cazul că ai rostit aceste cuvinte. Dacă am o respingere față de popa și biserică și metode religioase care folosesc astfel de cuvinte, asta este o altă discuție care nu intră în acest răspuns. Atunci când eu binecuvântez pe mine și pe absolut tot ce este în jurul meu, eu mă transform pe mine ca și un canal pe care prin mine curge energie și iubire direct de la sursă cu vibrație extinde ridicată și cine se pregătește să primească această energie primește și cine nu vrea, nu-l primește. Bineînțeles, în acest caz, nu calc legea liberă arbitru, din cauza că este un act pozitiv, pot să fac acest act cu oameni în public, în privat, peste tot și să binecuvântez pe oricine, oricând vreau, din cauza că am intenții bune și sunt direct conectat la surse de lumină și iubire.